v-ați străduit să împliniți voința. Și dacă suntem azi aici, nu e zadarnică umblarea și credința. De acum ați învățat să-l vedeți în flori, în stele și zboare, dar și în furtuni și în val de mare. Ați înțeles ce înseamnă să credeți că El e Creatorul, Mântuitorul și cel mai bun prieten. Tu ești copilul Lui, cum sunt și eu. Prin ochii tăi de azi, privește înainte și prinde mâna Lui de Dumnezeu. Sunteți născuți acum din nou și singuri veți suporta pedeapsa sau răsplata. Sunteți gata? Nu vă îngroziți, dar temeți-vă de El și țineți-L strâns de mână. E singurul izvor care nu seacă niciodată de pace, ajutor și dragoste curată.